Pe 9 decembrie votăm pentru a rămâne un stat liber în Europa sau pentru a deveni un stat colonial în afara Europei. Practic, votul din data de 9 decembrie are o miză istorică de data aceasta, pentru că decidem viitorul nostru, decidem viitorul copiilor noștri, decidem viitorul fiecăruia dintre români în parte. Sper că n-am uitat niciunul dintre noi ce s-a întâmplat astăvară când prin lovitura de stat orchestrată de către USL s-a încercat scoaterea agresivă a României din Europa. Atunci valorile democrației au fost apărate de reacția românilor, care au respins lovitura de stat sancționând USL-ul prin votul pe care l-au dat astăvară. Poziția românilor a fost sprijinită puternic de lideri internaționali, atât europeni cât și americani, partenerii noștri strategici din Uniunea Europeană și NATO. Din păcate, astăzi istoria se repetă. USL continuă agresiv tentativa de scoatere a României din Uniunea Europeană. Reacția lumii libere împotriva politicii USL a fost de altfel foarte promptă. Iată ce spune Hillary Clinton, secretarul de stat al Statelor Unite. La peste 20 de ani de la finalul războiului rece, sarcina de a construi o Europa liberă și pașnică rămâne neterminată. Din păcate, sunt semne de declin democratic și atacuri la adresa procesului constituțional din România. Secretarul de stat al Statelor Unite a denunțat o mișcare destinată să resovietizeze zona de est a Europei. În același context, președintele Partidului Popularilor Europeni, domnul Wilfried Martens, trage semnalul de alarmă că, prin rămânerea lui Victor Ponta la conducerea guvernului, izolează România în Europa. Citez: de-a lungul ultimelor luni, guvernarea scandaloasă a lui Victor Ponta a dus la marginalizarea rapidă a țării sale în Uniunea Europeană. Mă tem că dacă Victor Ponta rămâne la putere, marginalizarea României se va accentua. Înaintea acestor declarații, oficiali importanți ai Uniunii Europene și NATO și-au arătat public îngrijorarea că România sub conducerea USL este scoasă din Europa. Și iată că îngrijorarea continuă, iată că lucrurile nu se opresc și USL-ul continuă politica sa de a ne îndepărta atât de Uniunea Europeană cât și de partenerii noștri transatlantici. Noi, Alianța România Dreaptă, înțelegem gravitatea acestor fapte. Sunt convinsă că și dumneavoastră înțelegeți gravitatea acestor fapte. Sunt convinsă că și USL-ul înțelege. Dar miza lui este total opusă interesului național al României. Miza USL-ului este scoaterea României din Uniunea Europeană și resovietizarea regiunii. În vară, noi românii ne-am apărat libertatea, ne-am apărat democrația, apartenența la Uniunea Europeană și NATO, sancționând USL-ul prin reacția noastră și a instituțiilor statului român. Din păcate, pe 9 decembrie trebuie să luptăm din nou împotriva USL-ului, care ne scoate din nou la mezat. Votul din data de 9 decembrie reprezintă alegerea între o Românie liberă și puternică în Europa și în spațiul transatlantic sau transformarea României într-un stat colonial, un stat care să se afle în afara Europei. Dacă dumneavoastră aveți întrebări... Vă rog. Suntem în zona celor multe petarde și perdele de fum pe care Ponta le-a aruncat în campania asta electorală, unde n-a fost capabil să prezinte un program de guvernare, ci doar invective și atacuri fără niciun fundament, în spate, având de altfel un alt interes, ceea ce spuneam mai devreme, scoaterea României din Uniunea Europeană, izolarea noastră de partenerii transatlantici. Vis-a-vis de amenințările constante pe care le lansează, îi transmit în continuare că poate să facă ce vrea, nu poate să impresioneze românii cu toate amenințările lui, dar dacă tot vrea să se ducă să dea în judecată, nu știu pe cine, sau trimite la DNA, că oricum a bâlbâit-o ieri, n-am înțeles până la urmă ce face, e albă, e neagră, e verde, e galbenă. Întâi era DNA-ul, era parchetul, era plângerea penală, îi dau niște documente să facă plângere penală și împotriva Comisiei Europene, pentru că toate proiectele care au fost licitate au fost aprobate și în baza aprobărilor s-au semnat contractele de finanțare, contracte de finanțare care sunt aici. Îi dă și aceste documente
să se ducă să facă plângere penală sau să ducă la DNA și Comisia Europeană. Da? Deci, plângerea lui este incompletă. Să adauge și Comisia Europeană. Acesta este contractul de finanțare pentru tronsoanele aflate pe Deva Orăștie. Aici este partea cu semnăturile oficialilor europeni. Îl invit în spiritul lui, nu? Dacă tot vrem în afara Europei, hai să îi arătăm Europei cu toată forța, nu? Acesta este contractul de finanțare semnat pentru Nădlac Arad, da? Sunt documente oficiale, le are la dispoziție, deci înțeleg că după Victor Ponta și Comisia Europeană este penală. Acesta este Victor Ponta. Și în spatele tuturor acestor atacuri și acestor minciuni pe care le spune de când a început campania electorală și de fapt în ultimele 7 luni, nu face altceva decât să trădeze interesele naționale ale României. Am văzut ce face pe tot ce înseamnă infrastructură strategică, infrastructură care stă la baza parteneriatului nostru cu NATO și Statele Unite, portul Constanța, aeroportul Cogălnicianu, aeroportul Otopeni. Am văzut ce face în zona privatizărilor, unde în spatele perdelelor de fum pe care le aruncă amenințând în dreapta și în stânga că ne închide pe toți, ceea ce după capul ei poate fi și posibil, e singurul lucru pe care ar putea să știe să-l facă în România, nu mi-aduc aminte să fi construit ceva. Privatizează după cum îi place lui Paul Chimu, după cum îi place lui CFR Marfă, care iarăși a trecut prin CSAT. Este un obiectiv strategic, îi putem spune încă, până nu-l vinde de tot. Pentru că mai nou, dacă CSAT au spus să nu privatizeze CFR Marfă, el îl vinde la bucată. Ia activele, transferă la CFR Infrastructură și le vinde de acolo. Deci iată ce face Victor Ponta, mincinosul național. Dar ceea ce este foarte important pentru noi toți este să înțelegem că dacă oamenii aceștia vor rămâne la putere, România nu ne mai aparține. România este în mâna unei găști care nu are niciun interes să respecte munca și sacrificiul făcut de noi de-a lungul anilor. Să fim un stat european, să fim parteneri NATO, să fim un stat credibil, să fim un stat care atunci când spune că face ceva, face până la capăt. El spune doar în presa străină sau la întâlnirile oficiale. Când vine acasă, face total pe dos. Bineînțeles. Nu știu dacă nu ați fost la conferința de presă, sigur că da. Sunt două plângeri, este un denunț pentru subminarea intereselor economice ale României, unde am fundamentat ce face, încalcă tratatele internaționale, tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană, încalcă prevederile Programului Național de Dezvoltare a României, subminează economia națională, întârzie intrarea în Schengen, sunt toate fundamentate și prezentate, le-am prezentat într-o conferință de presă anterioară. Și ceea ce este cel mai grav este faptul că încalcă hotărârile pe care CSAT-ul le-a luat. Pentru el, Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu există. El e tot. Iar noi suntem nimic. Acesta este Victor Ponta și USL-ul, cei care vin cu tupeu și ne cer votul pe 9 decembrie. Eu una nu vreau să-mi dau nici libertatea, nici țara în mâinile unor golani. Vă mulțumesc!